Bună ziua și bine ați venit la Albina Online după aproximativ 2 luni de zile, după care avem și noi primăvară de vreo săptămână jumate. Albinele au zburat vreo 10 zile în total în această perioadă. Bineînțeles, nucleele care au trecut de iarnă au început să se dezvolte și este nevoie de începerea lucrărilor, fiindcă cu albina se lucrează, nu neapărat lăsăm de capul lor albinele. Iată, aici avem un stup cu 3 nuclee ieșite din iarnă și care au început să se dezvolte foarte bine. Înainte să începem o lucrare, vă prezent noua achiziție, vă prezint acest scărar foarte bun. Am aici apivirol cu această pompiță. Și aruncăm o privire peste albine, așa că vin ele cu polen, cu... Iată aici polen, vin albinele cu polen, dar nu asta ne interesează, asta știm toată lumea că albinele aduc polen. O să selectez niște rame în următorul film pentru a vedea exact cum ce lucrări vom face în această perioadă când copacul e înflorit. Deci o să merg să selectez niște rame care le voi folosi. Deci continuăm filmul și am ajuns la o ladă unde am eu depozitat niște rame. Hrănitoarele nu le voi mai folosi. Niște rame cu celulă de albină pe care le voi folosi în extinderea cuiburilor. Iată rama de anul trecut construită foarte frumos. Celulele de albină sunt albe, până acum am pus rame maronii. Acum voi pune și rame albe. Acestea sunt ramele care le voi folosi. Iată rame foarte frumoase, fără celule de trântori. Nu știu dacă sunt undeva accidente în care să mai fi scăpat și vreo ramă cu celule de trântor, dar acestea sunt foarte frumoase, construit fără nicio problemă de celulă. Acestea sunt ramele care le voi folosi în continuare. Aici am o ramă semi-construită numai pe o parte. Iată această parte construită, partea asta nu este construită. Și după ce vedem cu ce lucrăm, iată și aici o ramă începută, l-a construit tot numai cu celule de albină. Deci acestea sunt ramele care le voi folosi în continuare. Iată alte rame, am o multitudine de astfel de rame. Și oricum am început și cu 150 de rame am însărmat. Eu n-am însfumat iarna, fiindcă am considerat că o să am timp suficient. Acum vom trece în stup și vom vedea exact ce vom face și care este starea actuală a roirilor în plină dezvoltare. Iată aici, la acesta vom intra. Deci continuăm. Dumneavoastră, cei care ați vizionat filmele până în februarie, la sfârșit, anul acesta încă nu ați văzut interiorul acestui stup, nici altora din partea mea. Deci o vedeți, folosesc și mănuși. Mănușii nu le folosesc neapărat pentru protecția mea, că eu deja m-am obișnuit cu înțepătura de albină. Și să nu folosesc mănuși ar însemna ca de bună voie să conștientizez albina, să o lasă în țapă, știind fiindcă ea decedează în urma înțepăturii pe care mi-o aplică mie. Deci ar fi o crimă împotriva albinei. Deci m-am echipat pentru protecția albinelor, nu pentru protecția mea. Acest lucru nu fac mulți apicultori. Ei se dau mari și tarvai numai în țapă albina și nu mor. Nu are nicio legătură. Eu prefer ca albinii să fie în siguranță.
Deci avem nuclee iernate, să vedem care este starea lor, mai ales că după 4 zile. A fost doar ploaie. În primul rând, nucleul din mijloc este tot pe 3 rame și cel din lateral a ajuns pe 5 rame, nu știu exact dacă a ajuns pe această cantitate. Se desfac nucleul din mijloc, care nu o să îl extind mai mult de 3 rame, deci el va rămâne tot timpul pe 3 rame, o să vi-l arăt acum. Deci, el va rămâne în astfel, el este pe 3 rame cum a iernat. Diferența este că am luat ramă cu puiet de aici și extind partea din lateral, rama de puiet, și ea primește ramă ca să lucreze, să aibă loc, să nu intre cumva în frigurile roitului. Dar având și rame perfecte, cum le-ați văzut mai înainte, nu are cum să intre în friguri, fiindcă nu au trântări. Acum verificăm acest lucru. Deci folosim noul, am înlocuit cuțitul cu acest pinten, se poate folosi foarte ușor. Vine un miros foarte plăcut din stup. Lucrez foarte încet cu ele. Se desfac toate ramele, fiindcă le voi lua la mână, să văd exact care este nivelul ei data trecută. Luăm deja o ramă cu puiet, sau chiar două, nu numai. Cam două, cred că am luat. Voi verifica. Dau un pic cu apiviror și deasupra, deci eu o să vedeți albina atacând această culoare maro. Iată, nu le place culoarea deloc. Da. O să se rezolve, o să ascund acest recipient în vale. Această culoare maro este dovada că nu le place culoarea maro. Punem compromis stupii în culoarea maro. Deci nu le place culoarea maro, de aceea s-a agitat așa tare. Așa, ia să vedem rama care a fost introdusă acum 4 zile. Să vedem ce s-a întâmplat cu ea. Rama este oată foarte frumos, roată în toate părțile. Să vedem și partea opusă. Am să vă arăt ce înseamnă o ramă foarte frumos construită. Deci este un nucleu care va rămâne pe 3 rame, deci nu o să îl extind. Iată, așa arată o ramă construită foarte frumos, da? Și celule deja oate foarte frumos la un nucleu pe 3 rame. El va rămâne astfel, această ramă. A adus miere, nu le-am mai dat sirop. Sirop o da în momentul în care le voi da și rame la construit, fiindcă prefer să construiască cu sirop decât cu miere. O să vă zic și de ce, fiindcă mierea este cu totul alt ingredient față de sirop și e păcat să o folosim la construit rame. Și numai anumite nuclee vor construi rame. Deci aici avem un nucleu frumos. Aceasta este rama de bază. Ce înseamnă rama de bază în cazul meu? Rama de bază în cazul meu înseamnă puiet care eclozează și întreține nucleul. Eu o să vă arăt măci făcute de mine. Un nucleu, iată, aceasta e ramă de bază, sunt vreo 6 celule de trântări. Cam atâta văd eu. Iată rama frumoasă, frumoasă ramă.
Deci așa arată, ia uitați cum arată celula de albină din cap în cap. Deci o ramă foarte frumoasă. Deci aceasta este rama de bază. Ambele părți. Deci, din păcate, așa a evoluat. A evoluat din cauza frigului foarte greu. Asta este rama de bază. S-a înțeles. Acum luăm următoarea ramă, care este ramă de schimb. Rama de schimb la mine înseamnă, ce înseamnă la mine rama de schimb? Înseamnă că o să iau rama aceasta și se va întări familia în continuu. Iată, o să vă arăt acest lucru. Deci după ce a căzut rama de bază, acum urmează rama de schimb. Se vede care este situația cu rama de schimb. Deci în rama de schimb avem așa. Avem puiet căpăcit și larva. Asta este o ramă de schimb, albinuțele cu polen. O să fie un mini blocaj deja. Iată și aici avem puiet pe mijloc și larve roate și o curtăm pe mătcuță ca această ramă va fi îndepărtată. O să dureze un pic până găsesc maca. N-o să mut rama până nu găsesc maca. Simplu. Când am găsit-o, o mutăm. Este foarte mult puiet tânăr. O să întrerup filmarea până găsesc matca, că n-are rost să vă uitați la mine până găsesc regina. Este un timp de lucru. Când o găsesc, o să pornesc filmarea. O avem și pe matcuță, este în zona în care o vedeți, uitați. E o regină foarte frumoasă de anul trecut. O punem înapoi în nucleu. Deci așa folosesc eu nucleu. Deci asta rămâne așa, da? Punem a doua ramă de bază. Iată albinuții. Și acum oferim spațiu acestui nucleu, dându-i o ramă deocamdată nu a construit, ci o ramă de anul trecut, astfel, cu celule numai de albina. O să dau cu apivirol în acest fagură.
osa kurece și albinii o să-l ouă foarte repede. Regina o să-l prelucreze, o să ouă. Treaba lor, ele se descurcă mai bine. Am oferit spațiu, am luat albina, rama de bază pe poziții. Cam atât la nucleul acesta din mijloc, care a iernat în acest fel. Acum, după ce am terminat acolo, să vedem ce s-a întâmplat în baza lui, care va deveni familie. Fiindcă nu este familie de familie. Și ea va primi acea ramă cu puiet de la nucleu. Mai am loc pentru 3 rame. Încă 12 zile va dura stinderea. Să vedem cum stă cu spațiul de locuit și de lucru, pentru a evita roirea. El este pe 5 rame. Este la amiaz și e un pic agitat albina, deci nu, dar nu luăm în seamă, noi trebuie să efectuăm lucrarea. Aici avem o ramă cu piet și cu larve. Nu este așa ca nucleul de dezvoltat, el trebuie să aibă spațiu de depozitare și în jur aici a pus miere de la popădie și aici avem puietul. Nu este chiar așa populat, dar vedem că centrul cuibului devine tot mai populat, fiindcă se face un fel de sferă. Așa e normal. Au fost temperaturi de 2-3 grade noaptea și albina încă nu a reușit să se dezvolte astfel ca în sudul țării, în estul țării. Aici mai eclozat albina, mai avem puiet. Iată puiet aici. Și continuăm cu luarea la rame. El nu va primi ramă cum a primit nucleul din mic. El va primi doar rame de la nucleu. Să nu credeți că prin mânușile este un țap. Dacă vrea albina să înțepe, o să înțepe și prin mânuși. Iată o altă ramă. Puiet. Arată foarte bine. Puiet. Și unde nu e puiet, este nectar. Așa. În mod normal nu trebuia să iau toate ramele. O să dau un pic de apă din rot, albina să se domolească, să intre la loc. O să acopăr culoarea la sticlă.
saare tras de perană. Ia, se vedem acum rama de lucru pe care are și un pic de puier. Da, are loc suficient încă. Sunt ou, aici e eclozat albina. Mătcuța este de 2 ani de zile. Ea este aici, în partea de jos a ramei. O vedeți, o foarte bine încă. O să o mut un pic de aici, că nu vreau contactul cu rama de la nucleu să intre chiar în direct cu mătcuța. O să anunță și temperatura de peste 30 de grade. De acum, cam în 10 zile după eclozarea acestui puie, se va popula foarte bine stupul. Bineînțeles, m-a întrebat ce o să se întâmple după ce se va umple. După ce se va umple la timp de vreo 10 zile, dacă totul e ok, va fi mutat, iar nucleul va prelua albina cu legătoare de la aceasta. Aceste albine dăm cu apiviror pe ultima ramă. Am făcut loc. Și acum rama care o vom introduce de la nucleu. Dacă la nucleu a fost ramă de margine, și aici va deveni tot ramă de margine cu puietul mai mult pe interior. Dat cu apiviror. Și așa am extins cuibul. De fapt, ajut acest nucleu care a trecut de iarnă, o să-l ajut să devină familie. În 10 zile va ecloza albi. Albinile oricum au un anumit miros pe sub sită, încă le țin înfofolite. Așez ramele la locul lor și voi reveni la acesta cam în 6 zile. 6 zile e perfect. Deci am scăpat fără nicio înțepătură.
Bineînțeles, dacă n-aveam mânuși, nu scăpam fără niciun țăpături. Aici este o ramă chimieră. Am pus-o pentru vremurile astea mai rieci. Am avut, am pus. Și aici mai e loc de una, două, trei rame. Voi mai aduce două cucuiete, după care îl voi muta în altă ladă. Dar numai cu trei rame cucuieți și cu două rame, în care va fi roi clasic, care se face. Iată așa arată. Binuții, toate ramele au puiet în mare parte. 6 rame cu puiet. Bun, aici am terminat și am arătat ce am vrut să vă arăt. Acum vă trece la un stup mai bine dezvoltat să văd dacă are nevoie de o ramă sau două. Aici am arătat doar metoda de întărire să devină o familie, iar nucleul să ajute familia, nu familia să ajute nucleul. Dăm o leacă pe deasupra cu această soluție dezinfectantă și stimulentă, prelungim și viața albine și acoperim la loc. Deci, cam asta a fost lucrul aici. Așa. Acoperim și cu asta am terminat.